Doamna Chioveși, ne spun cei de la revista Forbes, ar fi cea mai influentă femeie din România. Se cam țin știrile Sky de doamna Chioveși în ultimul timp, nu? Ba că ar vrea să ajungă președinte, știu, o prostie lansată de ăștia cu mintea neexersată. Ba că nu știu în ce relație e cu americanii. Ba că nu știu în ce relație e cu neacol de ăla. Naiba știe, vorba lui Socrate. Știu că nu știu nimic, dar parcă prea a devenit o vedetă, mă. Mie să nu o vedem în Playboy-ul de mai călare pe Radu Mazăre și biciuindu-l pe Vâlcov ăla. Iha! Șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, este cea mai influentă femeie din România, în opinia revistei Forbes, care a realizat un top 50 al româncilor a căror influență trece de pragul instituțiilor sau companiilor pe care le conduc. Pe locurile 2 și 3 sunt principesa Margareta și Ana Maria Mihăescu, șefa misiunii International Finance Corporation, divizia de investiții a Băncii Mondiale. Te crezi și eu că e influentă? Păi dacă a băgat la arest tot topul 300 Forbes al oamenilor bogați, mi se pare corect. Și chiar îi merge foarte bine doamnei Chioveși. A fost și la Bruxelles, la o audiere, mă, ca să vadă europenii ce mai facem cu MCV-ul ăla. A vorbit frumos, a stat cu minte, chiar a făcut impresie bună, da? Hotărârile judecătorești rămase definitive în cauzele DNA în 2014 au inclus confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă de peste 310 milioane euro. Cu această sumă odată executată, s-ar putea dubla salariile medicilor din România. Hai că-i ridică lui Ponta medicii în cap, auzi? Fraților, noi DNA-ul i-am dat banii, dar nu știm ce a făcut cu ei. Chiar am scris pe plic pentru dublarea salariilor medicilor. Apropo, doamna Chioveși, chestia asta cu 9% la produse alimentare a fost tot ideea dumneavoastră? Na, nu ți ajunge președinte, dar măcar prim-ministru acolo, știu eu.